Bună ziua, dragii mei! Uite că ne revedem, eu aici și dumneavoastră acolo. Dacă am fi cu toții aici, în locul nostru preferat de pe Calea Victoriei, mi-ar fi mult mai ușor orice tristețe aș avea să o ascund sub un zâmbet. Dar e foarte greu aici, în sala goală, fără dumneavoastră, și e foarte greu și aici pe scenă. Pe scena pe care trebuie să mărturisesc acum sincer față de mine că am făcut orice să o evit din momentul în care n-am mai avut de ce să calc pe ea. Dacă ați fost vreodată îndrăgostiți fără speranță, știți că pare mai înțelept să ocolești locul în care se află ceea ce iubești până când te cheamă din nou. Astăzi m-a chemat din nou scena și nu pot să vă descriu ce mi-a făcut simplul fapt de a călca pe ea. Probabil că nu trebuie să vă descriu dacă ați fost vreodată îndrăgostiți. Și dacă n-ați fost, vă rog să o faceți, să vă îndrăgostiți, să iubiți în fiecare zi, să vă amintiți cine sunteți, ce e important pentru dumneavoastră, atâta vreme cât la capătul acestui drum nu pierdem decât timp și nu ne pierdem pe noi, suntem câștigători și la capătul acestui tunel ne așteaptă ceea ce iubim. Sunt Oana Ghioca, vă îmbrățișez și ne urez să trecem peste măști, distanțări, răceli și teste. Suntem în sală la Tănase. Care e cea mai emoționantă amintire pe care o ai de pe această scenă? Audiția pentru angajare. Am avut emoții mari, da, era și doamna Stella Popescu în sală și aveam emoții și mai mari pentru că simțeam că trebuie să, nu știu, să demonstrez ceva, să nu dezamăgesc. M-aș fi dezamăgit foarte tare și pe mine dacă aș fi greșit. Ce te sperie pe scenă? Să uit textul, cel mai rău. Și ce faci când uiți textul? Nu prea uit textul. Am coșmaruri și în ultima vreme, de când nu joc, le-am mai des. Ajung la teatru, îmi găsesc cabina, dar nu mai știu drumul spre scenă. Am uitat complet textul, sunt în întârziere, nu sunt machiată, nimeni nu-mi spune cum ajung la scenă și dacă ajung acolo mă întreb ce o să fac, pentru că a venit blancul ăla mare de care mi-e frică mereu. Din fericire mă trezesc. Că tot ai adus vorba de pandemie. Ce ai descoperit despre tine în perioada asta? A fost destul de greu la început când s-au închis teatrele. Și o lungă perioadă după aceea am avut senzația că mi s-a amputat o parte din mine. M-am gândit că am cea mai fără rost meserie într-o perioadă grea în care nimeni nu pare să aibă nevoie de noi sau nu putem face nimic ca să ajutăm. Foarte greu am reușit să mă redresez cumva. Îmi place să scriu. Am avut nevoie de cuvinte și de joaca asta cu ele, de lupta cu ele. Și dacă nu mai puteam să le spun, asta m-a forțat cumva să mă joc cu ele în interior și să le pun într-un cadru festiv în altă parte, dacă nu în vorbă, în scris. Dar cea mai tare chestie am descoperit-o într-o zi când mă uitam cu fiul meu la un film cu supereroi, desigur. Iron Man îi spune lui Spider-Man, dacă ești nimeni fără costum, atunci ești nimeni. Și din momentul în care am auzit lucrul ăsta, probabil că l-așteptam, aveam nevoie de el, mi-am dat seama că, de fapt, sunt în continuare o supereroină. Doar că mi s-a luat costumul și mi s-a luat locul în care mă schimb, pentru că eu nu sunt Superman să mă schimb într-o cabină telefonică. Am nevoie de locul ăsta, de lumini, de cabiniera mea, de supereroina de la păr, de supereroi din culise. Am nevoie de oamenii care creează lumea asta, în care urmează să existe, de textieri, de regizori, de manageri, de un întreg angrenaj pe care nu-l mai am acum. Dar nu mi s-au luat superputerile. Sunt doar o eroină în concediu forțat. Apropo de fiul tău, spuneai că v-ați petrecut timpul uitându-vă la filme cu supereroi. Ce alte activități vă place să faceți când sunteți împreună? Mai ales că în ultimul timp ați tot avut ocazia asta. Bucătărim,
Dacă e o zi tristă, înnorată, stăm în casă și facem prăjituri și în ultima vreme nici nu mai vreau să le fac fără el, pentru că îmi ușurează practic munca. Mi-am dat seama odată când a trebuit să le fac fără că face jumătate din treabă. Ne dăm cu rolele. Cel mai mare succes de anul ăsta este cățelul nostru. Ne-am luat cățel și din momentul în care l-am luat suntem mult mai fericiți cu toții. Cum îl cheamă? Albuș. Te-ai născut în Moldova, că tot ziceai de Moldova, la Pudna. Cu siguranță știi să gătești moldovenește extraordinar. Care sunt felurile care ți ies cel mai bine? Păi, fără să supăr pe nimeni, dar sigur se supără acum jumătate de 3 sferturi de Moldova, noi suntem bucovine. Că altfel se supără mai rău cei de acasă pe mine și o încasez. Cozonacii, bunicii, sarmale, ceva așa din zonă, acum trebuie să vă zic și nu vă... Poale în brâu. Bine, deci, da, m-am născut în Moldova, uite că tot la același feluri de mâncare ajunge. Care e cel mai nebunesc lucru pe care l-ai făcut? Cel mai nebunesc? Mm-hmm. Atunci când împotriva oricărei logici am plecat de la Putna ca să dau admitere la actorie la București. Ce te emoționează până la lacrimi? Bunătatea. Care e cea mai haioasă amintire de pe scenă de la Atanas? Unele cred că ar trebui să rămână secrete. Ok. Cel mai tare mă distrez când mă face să râd partenerul pe bune pe scenă. Când scoate o poantă nouă la care nu mă așteptam și încerc ca un elev în sala de clasă să nu râd în fața profesoarei. Dar cred că tot se vede și lumea se bucură că aici avem o convenție mai deschisă la teatru și de multe ori m-a făcut să râd Cristi Simion. De ce ai ales revista? Niciodată nu m-am simțit frumoasă. Și aici am găsit ceva, dar nu știu dacă neapărat costumele senzaționale sau rolurile pe care a trebuit să le întruchipez sau pur și simplu o încredere în mine care m-a făcut să mă simt pentru prima dată în viață frumoasă. Când m-a întrebat comisia de ce același lucru, am răspuns tot așa și nu găsesc un alt răspuns mai bun și mie mi s-a părut că, într-un fel, doamna Stella a înțeles. Dacă nu deveneai actriță, ce altceva crezi că ai fi putut să faci? De când aveam 3 ani am iubit grădinița și mi-am dorit să fiu educatoare. M-am gândit ce soi de eroine sunt femeile astea care fac o asemenea muncă și nu știu dacă aș fi putut. Cred că cel mai mult mi-ar fi plăcut să lucrez undeva, într-o editură, ca traducător. De ce limbi? Traducător? Pe lângă cele pe care le știu, aș mai fi învățat 100 dacă aș fi avut ocazia. Adică n-am avut niciodată acces la japoneză, la chineză. Întotdeauna mi-au plăcut limbile străine și sunt o vorbitoare destul de bună, autodidactă la majoritatea limbilor de circulație mondială. Mă pasionează trecerea asta dintr-o limbă în asta, tot de la legătura cu cuvintele. Sau dacă nu, mi-ar fi plăcut să citesc, ca în filmele alea americane, tomuri peste tomuri de cărți și să hotărăsc care se va publica, care nu... Probabil aș fi fost în șoarece de bibliotecă dacă nu descoperam paietele. Mulțumesc tare mult! Și eu mulțumesc tare mult! Anca!